cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește morarul să poți. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață la Mesagerul din Neamț și Știri din Neamț. Dacă nu mă înșel, astăzi suntem în 5 mai, sper să nu mă înșel. Peste câteva zile va fi ziua Victoriei în al doilea război mondial și probabil că va fi și o zi de comemorare pentru ce se întâmplă prin jurul nostru. Astăzi, împreună cu Liviu Harbuz, bună dimineața, domnul Liviu Harbuz, e joi! Bună dimineața, e joi, da, în altă joi, într-o joi, undeva toamna. Și am făcut o pauză cam lungă. Și a apărut, am făcut o pauză lungă, dar au fost sărbători, ca să spunem așa, și război. Deci am luat pauză după pandemie din cauza războiului și a sărbătorilor. Ce facem după 9 mai? Nu știu dacă facem sau sunăm la Radio Erevan să cerem ajutor. Oricum, e joi, e Liviu Harbuz, este Mesagerul de Neamț numărul 535. Începem să devenim încet, încet așa niște relicve pe piața media, cu ziarele scrise, dar vedem cât mai putem rezista. Domnul dr. Liviu Harbuz, în calitatea pe care o aveți la primăria Piatra Neamț, e director al cabinetului, al cancelarii, al cabinetului, nici nu știu, cancelarie. Director de cabinet al primarului Andrei Carabelea. Pe care mă onorează altă. Și pe mine mă onorează să fac emisiune cu dumneavoastră și în această calitate. Nu numai în cea... Acum dumneavoastră ați fi fericit să-mi schimb calitățile. Absolut! Vă dați seama că aș putea să fac și altfel de emisiuni. Acum o emisiune prin care să presăm schimbarea calității mele de director la cabinetul. Păi haide să punem prima cărămidă astăzi. Lăptare bărană sau praf de pușcă. Exact. Haideți să, înainte de a discuta și niște aspecte care țin de alte lucruri și de să prezint un pic ziarul, haideți să ajungem la subiectul la modă la Piatra Neamț, subiectul numit parcări. Cred că nici acum nu s-a înțeles fenomenul istoric. Eu aștept să mă, să mă luminați cu privire la parcări. Mare plăcere. Eu am o părere, mi-am expus-o de mai multe ori, aștept acum din partea dumneavoastră să luați un pic toată această poveste și să o lămuriți, promițând eu că după ce ați încheiat subiectul, trecem la altul. Nu neapărat la altul, puteți să mă contraziceți și îmi face plăcere întotdeauna în dezbaterele dumneavoastră s-a născut progresul. Adică eu mi-am învățat lecțiile. Eu mi-am învățat lecțiile. Noastră ați continuat cu același subiect ca și cum n-am fi vorbit nimic. Depinde de gradul de înțelegere. Da, înțeleg mai greu. Recunosc. Eu recunosc că înțeleg greu și mă schimb greu. Sunt un fel de relicvă, v-am spus. Trecem de milă unul altuia, zic. Așa cum toată lumea știe, pe data de 28 februarie, anul în curs, a expirat contractul celebrul, bătrânul, valorosul contract cu parking între Consiliul Local și Parking. Să nu uităm că parkingul a fost creat cu aproape 10 ani în urmă. El a fost creat de la început, cred că, într-un sistem interesat undeva, justificat de economia de piață. În fine, aici rămâne discutabil cum societatea Parking avea acționari privați. După cum știm, acolo erau 18 parcuri acționari privați care aveau acțiuni în parking. Ceilalți acționari fiind Publiservu, Salubritas, Urbanu și, desigur, într-o proporție de aproape 80% se regăsea, cum se regăsește și altfel, doar că astăzi într-o proporție de 100%, se regăsea Consiliul Local. În data de 28 februarie s-a ajuns la finalizarea contractului. Moment în care primăria a încercat să facă o prelungire a contractului
Și atunci ne-am dat seama că, de fapt, printr-o hotărâre a CEAU-ului în 1900, toamna, s-au stabilit că prelungirea se poate face, dar nu mai devreme de 6 luni. Bun, ne-am luat la cunoștință, ne-am adaptat, ne-am repliat imediat și am vrut să facem o încredințare directă către Consiliul Local, deci către primăria municipiului, către parking, de către Consiliul Local. N-am putut face încredințare directă pentru că în timp au trecut totuși ani. Legislația s-a tot schimbat și a apărut un articol într-o anumită lege care spunea foarte clar că atunci când există acționariat privat, așa cum era cazul la parking, nu se poate face credințare directă. Deci, pur și simplu am fost blocați și obligați, repet, obligată primăria pentru a continua serviciul de parcări și a presta către populație, primăria a fost obligată să preia serviciul de parcări. A fost, e adevărat, un mic haos la început. Gândiți-vă, nu aveam oameni pregătiți în primărie. Lucrurile fiind instituție publică și nu o societate comercială, lucrurile se derulează foarte greu. Ca să angajezi un om, chiar mă amuzam, ca să angajezi un blocator de blocator, aveai nevoie, conform legislației privind funcționarii publici sau a codului muncii, unii erau contractuali, unii erau funcționari publici, s-a creat un serviciu de parcări și pentru fiecare angajat aveam nevoie de 60 de zile de o procedură pentru a organiza concursul, pentru a fi oameni angajați. Serviciul de parcări a fost la început organizat unde este și astăzi, practic, doar că e suspendat, în direcția patrimoniului. Lucrurile s-au mișcat greu și, desigur, cu o groază de provocări, oamenii au intrat în panică, desigur, media a descris în culorile realității, în nuanțe, situația. Oamenii au început să se îmbulzească la primărie, deși nu le expiraseră contractele, mulți au venit să-și prelungească contractele la termen. Am încercat să acoperim această situație de criză. Au fost detașați la Camera 20 oameni din diverse servicii din primărie pentru a îndruma solicitanții, pentru a clarifica, pentru a asigura un flux normal. Ei, după ce s-au întâmplat toate astea, desigur, acest birou de parcări a fost aprobat prin hotărârea numărul 49, HCL 49, completat cu HCL 103. Atunci s-a gândit domnul prefect, în înțelepciunea sa, că acest proiect de hotărâre, numărul 49, nu a stat suficient în dezbatere publică, adică 30 de zile, considerând că recomandarea caracterului de urgență din legea 52 nu este oportună în acest caz. Adică în situația în care eu am 18.000 de parcări, nu este oportun să iau o măsură de urgență. Astfel, bine, a fost prealabilă, plângerea prealabilă, ulterior a fost atacat în contenciosul administrativ și aș vrea să fac o precizare. În contenciosul administrativ poți să stai în judecată 2 luni, dar poți să stai și 2 ani. Situație în care parcările sunt blocate. Vă auzeam ieri în emisiunea de ieri că spuneați, domnule, abrogam și făceam altă hotărâre de Consiliu. Și făceam din nou. Nu putem lăsa în aer parcările. Da, pe logică, pe bun simț, așa ar trebui să se întâmple. Dar legislația nu-ți permite așa ceva. Pentru că ar fi trebuit schimbată hotărârea într-o proporție de 80%, deci schimbam sensul și obiectivul acestei hotărâri. Ceea ce ne-ar fi dus, în loc de serviciu de parcări, făceam un serviciu de pescuit, probabil, sau de tunziar. Dar nu ne servea la ceea ce aveam nevoie. Mereu primarul Carabela a vorbit despre reformă. Și glumele proaste, pe bună dreptate, uneori justificate, deși tot glume proaste le consider, definez parcarea ca fiind o suprafață delimitată de 2 dungi pe asfalt care se dau cu o bidinea cu far și se scrie un număr și asta este tot. Nu.
strategia privind parcările a primarului Carabela a fost ceea ce se va și întâmpla și este în derulare. Identificarea parcelelor prin sistemul GIS. Identificare, calibrare, suprafețe, pentru că legislația spune că trebuie să închiriezi minim 9,30 m pentru un spațiu de parcare. Unii au 14, unii au 7, de aici și o lipsă de optimizare. Au apărut parcări noi, improvizate, făcute de către cetățeni. Asta e. Nu ne putem aștepta ca toată lumea să fie perfectă. Vrem să introducem sistemul de digitalizare, care înseamnă un QR code pe fiecare loc de parcare, care să-mi dea în sistem, având un telefon inteligent, să știi că persoana respectivă e plecată, care deține acel loc de parcare, între ora 4 și 6 și poți, în acest fel putând optimiza sistemul de parcări, și poți în această perioadă să parchezi pe acel loc de parcare. Reglementarea sistemului de blocare, ridicarea mașinilor. Domnul Bălănescu, avem 350 de mașini abandonate fără stăpân în Piatra Neamț, care ocupă 350 de locuri de parcare. Avem parcări improvizate pe care foarte mulți parchează fără drept, fără să plătească, dar, repet, nu e vina lor, pentru că vulnerabilitățile sunt speculate întotdeauna de beneficiarul serviciului. Adică dacă un serviciu nu este impecabil și nu se încadrează într-o normă clară, pe o procedură clară, va da loc de tot felul de interpretări, mai precis în cazul parcărilor, improvizare de parcări și multe altele, abandonarea mașinilor, blocarea unor căi de acces. Noi am făcut prin hotărârea numărul 49, completată cu 103, cu HCL 103, un regulament foarte clar. Un regulament care se referă pentru că mie mi se pare cel mai important aspect. Uitați-vă cum parcările pentru persoane cu dizabilități sunt ocupate de tot felul de șmecheri care își parchează BMW-urile și Mercedes-urile și au 30 de ani și sunt în plină formă pe locuri pentru persoane cu dizabilități. În această lipsă de reglementare, primăria a înțeles să facă o reformă. Asta este reforma. Ce v-am prezentat eu este o reformă a sistemului de parcări. Dar acest lucru nu se putea face decât prin... și se va face, repet, pentru că noi suntem acum într-o fază pe care o să vă explic imediat și din punct de vedere legal și din punct de vedere funcțional. Această reformă se poate face doar atunci când 60% din profitul acestei societăți va fi folosit pentru investiții. Iar investiții nu înseamnă să tragi două dungi pe asfalt și să scriu un număr. Investiții înseamnă optimizare. Investiții înseamnă calibrare foarte clară. Cred că primăria are obligația de a face acest lucru, pentru că vorbim despre Smart City, despre un oraș inteligent, care, pe lângă faptul că prin cele trei culoare de mobilitate va duce la dispariția unor locuri de parcare, această activitate, fie în primărie, fie la parking, are obligația de a crea alternativă și de a oferi locuri de parcare. Eu, ca cetățean, ca locuitor, 40 de ani în București, am învățat și m-am certat de multe ori cu poliția: dom'le, dacă nu mi oferă alternativă, nu ai voie să mă amendezi. Dă-mi alternativă și nu mă certa pe mine că am parcat unde nu trebuie dacă eu n-am o rază. Bine, în București vorbim de 10 km, n-am un loc de parcare. Dar când vorbim de Piatra Neamț, să parchezi mașina la 50 de metri, sau am văzut foarte mulți foarte supărați, toată lumea vrea fix în fața scării, pe locul din fața scării. Ăla de obicei, ce să vezi, așa e norma și legea bunului simț îl atribui unei persoane cu dizabilități. Deci sunt foarte multe detalii, n-am să intru în detaliile acestui regulament. Cert este că în momentul de față ne aflăm în situația în care hotărârea prin care se organizau activitățile, serviciile de parcare, este blocată prin atacarea în contencios a hotărârii numărul 49 in integrum, deci a fost atacată și suspendată în acest fel integral. Deci noi practic suntem în aer.
singura noastră soluție este întrucât între timp au fost, pentru că ne-am gândit și la planul B, vorbeați ieri de planul B și ce, da, domnul Bălănescu, ne-am gândit și la planul B. Am răscumpărat acțiunile privaților, în momentul de față parking este 100% a Consiliului Local a Primăriei, motiv pentru care vom face încredințare directă către parking cu noul regulament și cu noua strategie de investiții în sistemul de parcare pentru serviciile de parcare. Acest lucru, în schimb, se întâmplă pentru că, nu știu dacă am precizat pentru ce a fost atacată hotărârea, pe fond mi se reproșează că nu am respectat termenul de 30 de zile de consultare publică, ceea ce acum ne-am propus să facem, dar din nou am făcut o adresă către prefectură, pentru că până la urmă prefectura are și rol de control, dar are rol și de îndrumare, așa scrie în lege. Păi dacă tu, prefectură, ești deșteaptă, îndrumă-mă, spune, domnule, nu e bine, comunică, încearcă să colaborezi cu noi. Nu ne arzi ca și cum am fi pe viață și pe moarte într-o mare competiție. E o competiție politică, dar e un factor subiectiv, pe care noi am încercat să nu-l tot invocăm, dar la un moment dat presiunea mare politică l-a făcut pe primar să invoce acest aspect, adică un joc politic murdar. Pentru că acum noi am făcut cerere către primărie, către prefectură, să ne lămurească dacă putem invoca caracterul de urgență prevăzut în legea 52. Dacă prefecturii ar păsa de serviciile de parcare, domnule, a doua zi de a răspuns da sau nu. Ca să știm. Pentru că, știți, în țara asta, și asta m-a revoltat întotdeauna, motiv pentru care, indiferent în ce partid am fost, indiferent pe cine am avut în față, tuturor le-am explicat, mai ales că eu am avut funcții în guvern, cât se poate de administrative, adică, domnule, politica se termină după campania electorală sau rămâne la partid, dar când vorbim de administrație, nu ne putem juca pe pielea cetățenilor cu tot felul de jocuri politice. De fapt, ce facem noi? Sacrificăm cetățenii ca să arătăm că unul e mai deștept și unul e mai prost? Sau eu sunt mai șmecher și ălălalt e mai puțin șmecher? Adică ne arătăm mușchii unii la alții, având asemenea consecințe, este de neacceptat. Și pe această cale cer prefectului și prefecturii să ne comunice care este opinia lor apropo de invocarea caracterului de urgență. Pentru că legea prevede. Iar apropo de ilegalitate, nu știți cum a fost acolo, cum a atacat un contencios, legea permite și punctul A și punctul B. Eu am ales punctul B. Prefectura a ales punctul A, pentru că așa sunt legile la noi interpretabile și nu sunt clare. Și în momentul ăla, ce a zis prefectura? Dom'le, eu merg pe B, tu mergi pe A, te atacă în contencios. Dar vă întreb, domnul Bălănescu, dacă va câștiga Consiliul Local, ne vom putea permite să-i facem o plângere penală prefectului dacă vom câștiga în contencios? Da, eu zic care că... vor fi consecințele? E foarte adevărat. Același lucru se poate spune și despre primărie, celălalt partener în acest proces. Dacă va pierde, va plăti. Dar nu interesează pe cetățeni aceste lucruri, chichițe avocățești, legi reinterpretate. Nu. Pe om îl interesează să aibă un loc de parcare. Și pentru asta noi suntem acolo să-i asigurăm omului servicii de calitate. Nu îl interesează să-i spun că mă bat cu prefectul sau mă bat cu guvernul. Nu. Pe el îl interesează faptul că are drepturi și aceste drepturi trebuie respectate, desigur, într-un cadru legal stabilit foarte exact. Da. Acum aș vrea să intervin și eu un pic. Chestiunea aceea că parcările sunt văzute ca niște linii pe două linii de vopsea și așa a fost promovată foarte des de toți candidații în campania electorală. Chestiunea reformei, la fel s-a discutat de către toți candidații. Eu înțeleg ce se dorește să se facă de acum încolo. Asta o pricep ușor. Ce nu înțeleg eu este în momentul acesta, dacă eu, pentru un serviciu care este întrerupt, ca cetățean, mai am sau nu mai am contract pentru locul de parcare.
în momentul acesta. Dacă vine cineva și, cum spuneam, spunea cineva în conferința de presă, faci un grătar în locul de parcare, eu ce pot să fac în condițiile în care am achitat eu, atâția cetățeni, nu vorbesc de mine, dar în general, am achitat și am un contract care, culmea, în cazul meu cel puțin, e făcut cu parkingul, a cărui valabilitate a contractului cu primăria a expirat în februarie. Deci vedeți, practic ați dat răspunsul singur la situația aberantă în care ne aflăm. Totul este suspendat. De-aia vă spun. Prefectura putea să ne cheme și să ne explice. Domnule, hai să găsim o soluție, că pe noi ne interesează să rezolvăm problema lucrurilor de parcare. Nu ne interesează un joc politic. Apropo de scena idilică în care cineva face un grătar pe locul de parcare... 1 mai a fost, 1 mai. 1 mai, da, bun. Acolo vine poliția locală, este sesizată, iar în momentul de față, desigur, într-o înțelegere totală față de cetățeni, primăria consideră că titularii de parcări, chiar dacă au expirat, rămân titulari până la soluționarea acestui conflict, în sensul în care ei au dreptul să-și parcheze, la fel se solicită poliția locală și titularul de loc de parcare, chiar dacă el nu a fost prelungit, au dreptul la locul de parcare. Pentru că în altă situație am ajunge la un haos total. Am ajunge la situația în care oamenii se omoare între ei pentru că așa s-au gândit niște băieți deștepți, hai să ne jucăm puțin politic, să vedem oare ne iese sau nu ne iese. Hai să zică cetățenii, uite bă, Carabela nu e în stare să gestioneze parcările. Ba, din potrivă. Tot ce a încercat primarul Carabela să facă, mereu totul a fost pus într-o lumină proastă, politic, poate justificat, pentru că asta e viața politică, asta e discursul politic, asta e lupta politică. Dar nu putem continua așa. Nu se poate continua așa. Iar ăsta este motivul pentru care ați văzut eforturile primăriei de a crea mecanisme de comunicare și de transparență. Așa avem și noua platformă de comunicare care este încă în probe. Nu funcționează impecabil, dar pentru asta avem nevoie de transparență și pentru asta avem nevoie de dialog, ca fiecare să-și spună, să-și expună punctul de vedere. Și aici mă refer în primul rând la cetățean, pentru că cetățeanul este cel care beneficiază de aceste servicii. Dacă nu vom reuși să facem asta, suntem culpabili. Dar pentru faptul că unii prezintă situația, fie dintr-un interes politic, fie dintr-un interes financiar, pentru că poate o să vorbim puțin și despre parcările publice la un moment dat. Parcări publice care au rămas, așa cum știți, în grija primăriei. Dar nu avem voie să folosim cetățenii în astfel de conflicte și confruntări inutile, repet, ele politice sau financiare, pentru că gândiți-vă, tot ieri v-am auzit pe bună dreptate, domnule, și terenul ăla de sub mall, care e alu parking. Ei, noaptea minții. Deci terenul ăla e alu parking, dar pe terenul ăla se află două garaje de vreo 10 ani. Nu mai pot două garaje, două suprafețe de teren, pentru că între timp garajele au fost demolate cu acordul proprietarilor la vremea aceea. S-a ridicat mall-ul, iar acum noi nu putem entabula mall-ul, astfel nu putem închiria spații în mall, pentru că acolo suntem grevați de două parcele private, pentru că așa s-a construit primăria din Piatra Neamț. Numai pe șmecherii, numai pe combinații, numai pe terenuri vândute pe ochi frumoși, numai pe schimburi de terenuri. Noi, hai să ne uităm puțin în istorie, nu vă spun dumneavoastră, o spun pentru cei care ne privesc, pentru că multe dintre ele eu le-am aflat mult înainte să ajung la primărie, din presă și din presa aia comunistă a dumneavoastră, cum spuneați sau cum îi spuneați, pe care o citea cu mare plăcere și vă felicit că mai aveți încă puterea, curajul și sănătatea până la urmă să scoateți un ziar tipărit. Eu vreau în continuare și ca mine să nu să miros ziarul ăla când îl citesc, să văd dacă miroase iarba verde de acasă sau arahat, aici mă refer la conținut și la subiecte. Deci despre asta vorbim.
Da. Eu vreau acest ziar pentru că prin aceste ziare tipărite putem duce informația și la oameni care nu au acces încă și mai ales în Piatra Neamț, nu au încă acces la sistemul online. Noi suntem obligați să oferim toate căile de acces pentru comunicare, indiferent că unora le place sau nu le place pe motive financiare sau pe motive de orgolii. Important este să putem comunica și important este să oferim cetățenilor o informație cât mai exactă și nu una subiectivă, pentru că o relație cu media nu presupune să ne laude, să laude primăria, să laude pe primar. Nu. Ea presupune prezentarea în mod obiectiv a informațiilor. Informații care pot genera curente de opinii, pot genera anumite abordări, mai ales când vorbim de serviciile publice în Piatra Neamț. Adică nu, noi nu ne dorim o relație cu presa să ne lăudăm, dar haideți să le explicăm oamenilor să înțeleagă. Ei vor judeca, să nu-i subestimăm pe oameni, ei vor judeca și vor decide, probabil electoral sau în alt mod, ce vor să facă și ce nu vor să facă și spre cine se îndreaptă și pe cine părăsesc și așa mai departe. Deci, repet, nu mai știu de la ce subiect am plecat, că m-ați întrebat ceva, v-am spus, apropo de cei care au contracte... Da, de acolo am plecat. Eu aș vrea să încheiem subiectul ăsta în încă 3 minute cu o întrebare care pe mine mă frământă, ca să spun așa, ca jurnalist. Am înțeles că va fi încredințare directă a serviciului de parcări de reședință către Parking S.A. Parking S.A. are o... Mă scuzați, nouul regulament este deja în dezbatere publică începând de ieri sau alaltieri. Așa. Deci, Parking S.A. Parking S.A. care a fost extrem de criticat, mi-aduc aminte numai conferința de presă a domnului primar Carabela și a celor doi viceprimari, a fost extrem de criticată pentru modul în care și-a desfășurat activitatea în timp. N-a fost criticată pentru că pentru modul în care își desfășura activitatea. Pentru în care și-a desfășurat activitatea. Da. Trebuie să recunoaștem că la acel moment directorul a avut așa o criză de orgoliu. Știți că a fost și joaca aia penibilă, că îți dau softul, ia softul, nu-ți dau softul. Directorul a înțeles până la urmă, a trecut și el printr-o fază emoțională de vârf. A înțeles că rolul lui este acela de a fi managerul unui societăți, de a oferi servicii. Dovadă că au fost 3 zile de condre și de conferințe de presă și de ușoară isterie, care până la urmă au revenit persoanele implicate, au revenit și au înțeles că nu avem decât un singur drum, acela de a realiza servicii impecabile. Bun, eu vreau să ajung la următorul fapt. Putem încredința reforma aceasta unei societăți care, mă rog, acum nu știu ce se întâmplă cu cei care au dat concurs la primărie, pleacă înapoi la parking, la serviciu acesta. Că nu, cei de la primărie nu erau angajați la parking, în afară de... Păi nu, dar s-a făcut un serviciu și s-a făcut un concurs. La parking nu s-a desființat. Ea există, oamenii sunt acolo... Au plecat doar blocatorii, deblocatorii au vrut să plece, au dat concurs la primărie, dar totul s-a blocat. S-a blocat și concursul, da. Bun, deci ideea este dacă această societate cu managementul pe care îl are poate să ducă povara acestei reforme în domeniul parcărilor. Asta era întrebarea pe care am eu. Am înțeles, domnul Bălănescu. Vorbim despre principii și instituții. Nu vorbim despre oameni. Oamenii, dacă au înțeleg care este rolul, atribuțiile și responsabilitatea lor în astfel de poziții, ok, dacă nu înțeleg, merg acasă. Desigur, va fi schimbat și CEAU, va fi completat ulterior, se vor face alte propuneri, Consiliul de Administrație, AGA va fi mai activă. Adică noi ne-am propus chiar să nu lăsăm, așa cum a fost lăsat parkingul pe Tarla, fără să se mai preocupe nimeni de el, doar pentru că la vremea aceea el aparținea printr-o apartenență, spun eu, ușor deviant unui partid. N-are ce căuta
un manager sau politica unei societăți comerciale în mâna unui partid sau altuia. Știți bine că sunt împotriva numirilor politice, nu cred că vom performa, vorbim de meritocrație. Păi eu cred că în primul rând în partid ar trebui să se organizeze niște servicii foarte puternice de resurse umane care să propună în baza meritocrației dacă vor să propună politic oameni. Dar dacă noi tot propunem ba pe ăla, că ăla mi-a dus acolo și acela mi-a spălat mașina și asta e meritocrație. Mai sună? Nu, a sunat telefonul fix. Era fică. De prefect? Nu, de telefonul fix. A sunat fixul. Bun. Să închidem subiectul aici. Eu am o singură... Vă mulțumesc că ați abordat acest subiect, că mi-ați dat ocazia să-l clarific. Cetățenii să fie liniștiți. E adevărat, nu mai repede de 3 săptămâni, dacă prefectura ne răspunde mâine, noi putem deschide serviciile de parcări începând de poimine. Dar cum prefectura, desigur, ne va răspunde în 30 de zile, atunci când probabil va fi finalizat și termenul de consultare publică, dezbatere de 30 de zile, nu putem mai repede de 3 săptămâni, chiar spre 4, pentru că au trecut abia 3 zile, să reluăm prestarea serviciilor de parcare. Pe mine mă scuzați, acum dădeam un share location cu prefectura domnului primar. Știți cum e, dacă nu vine muntele la Mahomet, poate se duce Mahomet la munte. Zic și eu, ca să lăsăm orgolile deoparte. Dar location primarului ca să afle unde e prefectura, mai bine i-ați dat prefectului. Îi dau și prefectului unde este primăria. Este orașul Piatra Neamț, pentru că dânsul are atribuții pentru tot județul. Noi ne ocupăm, ne zbatem pentru orașul Piatra Neamț. Atât putem pentru orășelul ăsta minunat să facem ceva. Dacă domnul prefect are priorități, că aici vorbim și de poduri, și de podețe, și de parcări în câteva comune din județul Neamț, unde dânsul ține în brațe niște primari PSD, e foarte bine. Noi ne ocupăm de Piatra Neamț. Nu ne ocupăm nici în calitate de membri PNL, ne ocupăm în calitate de administratori a acestui oraș. Bun. Haideți să mergem spre un alt subiect. O știu, tot din primărie. Haideți prima dată să discutăm despre ceva ce face furore așa în spațiu, eu nu zic media, în spațiu public, în Piatra Neamț. Scandalul acela care a devenit așa un pic cu tentă sexuală la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. A fost publicată o fotografie la o petrecere, mă rog, privată, nu e problema noastră. Ideea este că această fotografie a apărut după ce managerul spitalului, bine, cu adresă către el, după ce managerul spitalului a dat afară un șef de secție, a făcut niște mici ajustări în spital, adică nu se prea mai poate fura la alimente, totul este pe calculator, și comenzile, și tot, și stocurile. S-au mai întâmplat și alte lucruri prin spital. Managerul a fost reclamat de doi vașnici medici tineri care lucrează într-o secție în care a murit o femeie nevinovată, dar lucrurile s-au mușamalizat. Medicii l-au reclamat că atentează la siguranța sănătății nemțene. Deci, așa cum se vede, acum sunteți în București astăzi, cum se vede lucrul acesta? Sau cum îl comentați la nivel de principiu, că pe mine nu mă interesează nici dacă am o poză cu sau fără șosete sau cu stripteze. Chiar nu mă interesează. Domnul Bălănescu, eu m-am exprimat punctul de vedere apropo despre dezbaterile publice în media, jurnalistice despre spital. Eu aș fi personal mai atent atunci când comentez probleme care pot apar și există istoric în spital. Dar, referitor la... Eu nu am fost foarte atent, am auzit așa fârfe pe seama acestui caz. Îmi place că domnul Filimon este acuzat sau nu știu, nici nu știu cum să-i spun.
că a primit în casă de ziua dânsului cadou de la colegi două stripteze. Da, și eu de ziua mea am avut stripteze. Acum nu o să mă ascund, la vârsta de 33 de ani, fosta mea soție mi-a făcut cadou două stripteze și nu le-am refuzat pentru că o iubeam foarte mult. Și acum eu să-i reproșez lui Filimon că a avut două stripteze că... Dom'le, dar noi avem președinte la Consiliul Județean care e vedetă porno pe toate canalele porno. Deci nu văd și e președintele Consiliul Județean. Și mai are niște calități. Și o condamnare de 8 ani și 4 luni cu, desigur, în primă instanță. Adică și toți vin cu argumente, dom'le, dar a mai și făcut, uite că a făcut drum. Da, dom'le, a făcut. Bravo lui că a făcut. Bravo lui că și-a, din când în când și-a adus aminte că e și președintele Consiliului Județean. Ce a făcut Filimon? Păi Filimon a dat cu piciorul un mușuroiu de furnici și acum normal... Viespi. Că încep să înțepe. Sunt convins că așa cum e în toate spitalele din România, nu vă gândiți că doar la Piatra Neamț, între doctori, și eu sunt doctor veterinar, e adevărat, dar și la noi sunt găști, sunt orgolii, sunt interese. Adică în momentul în care Filimon a intrat acolo și a asumat și aceste lucruri. Important este ce face, important este să fie consecvent, important este să ia decizii fără să revină, pentru că până la urmă din asta vine forța unui manager. Cea mai proastă decizie este aceea de a nu lua o decizie. În momentul în care ai luat decizia, bună, rea, te duci cu ea până la capăt. Consider că există factori obiectiv pe care el s-a bazat când a luat aceste decizii administrative, nu mă interesează ce vârstă, ce pregătire, ce specializare are doctorul care era o persoană. Vorbim de o persoană, nu vorbim de doctor acolo. Pentru că aceste dezbateri, atunci când vorbim despre imaginea unui spital, despre doctor cu nume și prenume, aduc mari de servicii mentalului public. Pentru că gândiți-vă cum mă duc eu la spital, în secția de medicală, când știu că șeful secției e atât de nervos încât mi-ar tăia și mie un picior, bine, e medicală, mi-ar palpa ficatul până mi l-ar scoate. Deci, cam asta este imaginea. Oamenii nu trebuie să transpire nimic din spital. Lucrurile trebuie clarificate la nivelul spitalului, prin decizii ferme, pe care fiecare și le asumă și răspunde pentru decizia pe care a luat-o. Dar, vă repet, sunteți un ziarist cu mare experiență, un jurnalist cu mare experiență. Nu cred că vă simțiți ok când vă duceți la spital și dumneavoastră ați scris un articol că papa măsii, ba ăla, desigur, dumneavoastră având informații corecte. Dar reacția fiecărei persoane va fi una de respingere, mă refer aici la medici. Haideți să-l lăsăm pe Filimon cu striptozele lui, în ghilimele, pentru că există și în spital striptoze care și-au arătat calitățile în ultimii 10 ani. Am văzut acolo niște lucruri nemaipomenite. Și mă refer aici la moduri de angajare, la bani plimbați, la aparatură, nu la actul medical. Pentru că interesul nostru este să-i încurajăm pe medici. Gândiți-vă cum, citind articolele dumneavoastră, cum vede un medic din București care vrea să vină la Piatra Neamț pentru că e aerul curat. Stați și aici o problemă cu aerul curat. Trebuie să vorbim și despre asta la un moment dat. Pentru că e mâncarea mai bună, pentru că oamenii sunt mai prietenoși, că sunt extraordinar de bune gazde. Cum ar fi să zic eu mă duc la Piatra Neamț la doctor Andrei Ionuț? Deci, în ziarul de astăzi, avem un material medici noi la Spitalul Piatra Neamț. Gândiți-vă cum oamenii ăștia pleacă cu un entuziasm către Piatra Neamț. Absolut superb. Să-și înceapă o nouă carieră. De ei avem nevoie. Și cum îi încurajăm? Că ăla a avut stripteze la vârsta de 5 ani și l-au abuzat că era minor. Că ăla e mână în mână cu ăla. Că ăla își arde colegii. Nu așa. Haideți să încurajăm, haideți să lăsăm spitalul în administrarea unui manager, desigur, în măsura în care nici el nu are presiuni politice, dar nu știu cum n-ar avea, haideți să-i lăsăm ca acest spital, care este vital,
putem bârfi cât vreți dumneavoastră sau prezenta lucruri despre prefectură, despre administrația publică locală, despre industrie, despre școli, despre orice. Spitalul e o chestie aparte. Acolo sunt profesioniști care nu întotdeauna, chiar și unii profesioniști, pentru că și ei sunt oameni, au cele mai frumoase caractere. Dar pe mine, ca beneficiar de servicii de sănătate, mă interesează, din momentul în care am intrat în spital, să primesc servicii de calitate. Da. Eu am făcut o paranteză ca să ieșim un pic din atmosfera primăriei. Acum să ne întoarcem, dacă cu voia dumneavoastră. Am scris, am făcut o emisiune apropo de o situație care, eu zic că merită lămurită cumva. Apropo de locuințele sociale, nu toate locuințele sociale, ci acelea care au fost construite în anul 2003, și apropo de ce spuneați, cum se făceau lucrurile la primărie, într-o anumită perioadă, eu o să fac un scurt rezumat pentru ca să înțeleagă lumea. În 2003 s-au construit 140 de apartamente printr-un program guvernamental, 5 blocuri. Locuințele acelea aveau destinație de locuințe sociale. Potrivit legii 114 din 96, dacă nu mă înșel, aceste locuințe nu pot fi vândute și nu li se poate schimba destinația. După fix câteva luni, după ce a tăiat pamblica domnul Adrian Năstase la aceste locuințe... Vă rog frumos, domnul Adrian Năstase a tăiat doar pamblica întotdeauna, nu pamblica. Eu știu, dar la Piatra Neamț se taie pamblica. Să punem în cărca unui intelectual rasat. Dar nu, poate... nu. El a venit, a tăiat pamblica și a plecat. Pamblica a tăiat ochitic la veceu. Aia da, corect. Și a venit noua guvernare locală, domnul Ștefan cu echipa sa, și brusc au schimbat destinația acestor locuințe printr-un HCL, s-a dovedit că e ilegal, din locuințe sociale în locuințe de serviciu, care au fost atribuite instituțiilor publice, ca să nu mergem mai departe, așa, locuințele respective, care la rând după aceea au fost date unor oameni. După câteva luni, un alt HCL plecă. Iertați-mă, haideți să subliniem. A fost total ilegal. Ilegal. Ele trebuiau să rămână în locuințe sociale. Exact. Ele nu aveau voie să fie vândute conform statutului de locuințe sociale. Fost făcute abuziv locuințe de serviciu și vândute. Cine a primit o locuință de serviciu, conform legii, are dreptul să o cumpere. De locuințe de serviciu, s-o... Deci, oamenii care au beneficiat, nu știu prin ce mecanisme, au fost cumpărători de bună credință. Absolut, fără discuție. Le-a permis să cumpere. Întrebarea mea este, ați cercetat să vedeți dacă au mai fost vândute? În mandatul Carabela a fost vândut? Nu, dar am și scris astăzi. Am și scris în Mesagerul. Auzit în mandatul Carabela să vorbească cineva de continuarea acestei ilegalități? Pentru că este, pe la urmă, o ilegalitate. N-ați auzit. Întrebarea este alta, domnul Harbos. Ce vom face noi, nu ce au făcut aia. Dar nu, eu nu vă întreb ce au făcut aia. Poftim? Nu vom vinde aceste locuințe. Bun, problema este în felul următor. Aceste locuințe, potrivit hotărârii de Consiliul Local ilegale, au statutul acum de locuințe de serviciu. Dacă hotărârea este ilegală, ele redevin locuințe sociale. Ca ne ducem... Și în momentul acela, cei care au cumpărat să vor judeca cu statul. Nu, aia care au cumpărat, au cumpărat. Da, cum adică? Dar cei... Primul venit, primul servit. Dar cei care n-au cumpărat și care locuiesc... N-au cumpărat, nu mai pot cumpăra. Bun. Pentru că asta este politica noastră. Altceva vreau să vă spun. Altceva vreau să spun. Dacă e locuință socială, nu e locuință de serviciu. Dacă, dacă nu e locuință de serviciu, repartiția pe bază de locuință de serviciu intră sub semnul întrebării. Da. Și atunci se creează o problemă în momentul preluării acestor apartamente de la locativ serv. Adică eu vreau să vă întreb așa, nu trebuie cumva, întreb, oficiul juridic al primăriei, în frunte cu secretarul, să-și pună întrebarea, domne, de ce cele două hotărâri ilegale sunt încă în funcțiune? Da, ele vor fi exact, deci...
Aici e problema. Domnul Bărănescu, deci să fie foarte clar. În momentul de față avem mii de cartofi fierbinți și de petarde. Eu știu asta. Venit din ultimii 10 ani. Le-am luat în ordine, am studiat, avem mai mult decât două proiecte de hotărâri care trebuie abrogate. Avem vreo 15 proiecte de hotărâri care trebuie abrogate, pentru că ele s-au făcut încălcând legea sau fentând legea așa la limită. Dar ceea ce pot să vă spun este că suntem determinați să facem ordine. Vedeți, și în asta constă reforma. Când vorbeam de reformarea societăților, când vorbeam de locativ, când vorbeam de urban, de perla, păi să povestim poate câte sunt la urban, câte au fost la urban, câte sunt la perla, petarde de genul ăsta. Trebuie să facem ordine, dar în același timp, domnul Bălănescu, vreau să vă spun că avem un deficit imens de forță de muncă. Nu avem oameni la achiziții, lucrăm cu 4 oameni și avem nevoie de vreo 10. Vrem să facem proiecte europene, vrem să facem investiții. Eu vă întreb, cum prioritizăm? Că tot încercăm, naibii, să prioritizăm. Dar în momentul în care cauți, îți explodează altă petardă și altă petardă. Adică noi am stat luni de zile să dezbatem parcările. Am stat luni de zile să găsim o soluție pentru locativ SA. De ce? Pentru că eu consider, de exemplu, după ce am făcut o analiză, de fapt domnul primar a solicitat aceste întâlniri, am făcut analizele și decizia domnului primar a fost una foarte corectă. A zis, domnule, tot ce e de social să meargă la DAS, la Direcția de Asistență Socială. De ce? Pentru că foarte mulți din cei care au primit locuințe sociale n-au plătit unii și 10 ani de zile utilitățile, chirie și așa mai departe, servicii. Mă refer aici la, cum îi cheamă pe ăștia de nestrângul noaile, că mereu uit că sunt și pronunț greu, Bradner. Da. Că n-au plătit la Bradner, că n-au plătit la APASER. Sunt o groază de scări de bloc de branșate. Sunt niște situații, credeți-mă, astea ar trebui prezentate. Niște situații dramatice. Adică trei apartamente și-au plătit dările, trei nu și-au plătit. Au tăiat toată apa și pentru aia care și-au plătit, oameni la 70 de ani care n-au avut o datorie în viața lor, și ei astăzi nu primesc servicii pentru că alții nu plătesc. Motiv pentru care s-a stabilit ca să meargă la DAS, pentru că în momentul în care dai ajutorul social, întâi ne uităm, bă, îți dau ajutorul social. Da, ți-ai plătit dările către casa pe care ți-am dat-o eu stat, serviciile pe care ți le oferi eu stat, protecție și subvenții pe care ți le-am dat eu stat. Abia atunci lucrurile intră într-o normalitate. Și desigur avem blocurile ANL care au alt statut și lucrurile sunt cu totul altfel. Blocurile ANL care să sperăm că vor solicita locatarii care pot fi vândute, bine mersi, și să scăpăm de ele odată. Iar când, vă rog. Vreau doar să vă sugerez ceva, să treceți în statul de funcțiuni sau cum se cheamă la primărie și sau să detașați pe cineva de la Brigada Specială de Dezamăsare a Bombelor. Pentru că s-ar putea ca atunci când veți prelua ANL-urile să aveți nevoie de una sau două persoane. Da, este o altă discuție. Știu la ce vă referiți, mi-am asumat. Eu nu stau nici la ANL, nu mă interesează dacă stă mama sau frate meu, Dumnezeu să ierte, sau cine stă, prietenul al meu. Pe mine mă interesează principiul și legea și sunt convins că primăria va reuși până la sfârșitul mandatului Carabela să se ghideze după aceste principii. Ori respectăm legea și lege pentru toți, ori facem compromisuri ca să ne compromitem. Nu, facem compromisuri ca să nu ne compromitem. Asta cu compromisurile să nu ne compromitem îmi place. Bun. Ne oprim astăzi cu emisiunea aici. Apropo, mai am două minute în care trebuie să prezint ziarul Mesagerul. Dacă rămâneți cu mine, îl și... Dumneavoastră, că abia aștept să comentez ziarul Mesagerul, că mi-e drag. Deci, pe prima pagină, Primăria Piatra Neamț, când ilegalitățile te prind din urmă, apropo de locuințele sociale. Noul spital județean, ultima cace al malului Ionel Arsene, episodul 2. Extrem de interesant, cu trimitere la lege, certificate de urbanism și cu trimitere la proiectul în sine și
răspunsul pe care l-a primit un arhitect care a făcut contestație la modul în care s-au făcut documentele și este extrem de interesant. După aceea, ca să trecem și la zona mai comunistă a activității noastre, aur la Olimpiada care ne definește. Aur la Olimpiada Națională pentru, deci la Olimpiada Națională de Istorie, o fată din Vânător Neamț, elevă la liceul Ștefan cel Mare, a luat locul întâi pe țară și nu că a luat locul întâi pe țară cu 98 de puncte din 100, ci faptul că Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj a ținut să-i ofere un premiu special pentru modul în care a prezentat subiectul respectiv. Și prezentăm pe această... Vă dați seama ce frumos! Da. Vânător Neamț. Exact. Una Ștefan cel Mare a luat medalia de aur la istorie. Super! Așa. Medici noi la Spitalul Județean, prezentăm, continuăm prezentarea în episodul 2. Și apropo, primul episod a avut o vizualizare fantastică cu primii doi medici pe care i-am prezentat în numărul dinainte de Paște. Acum, doi medici noi, Ioana Lăcrămioara Nazaret, care... a ajuns la Piatra Neamț și este într-o zonă extrem de importantă în spital, la ATI. O fată tânără și extrem de entuziastă. Și un chirurg, Andrei Ionuț Cameniță, un chirurg care e un tânăr cu niște principii extrem de clare, apropo de medicină, cum vrea să facă, ce vrea să facă. Pentru asta trebuie să luptăm, să-i promovăm și în același timp poate să-i și securizăm de eventuale contaminări. Așa, și tot în acest ziar așa, avem două pagini care sigur vă vor suscita interesul în momentul în care va ajunge ziarul în mâna dumneavoastră. Rex, câinele comunitar și arcașii lui Rareș de la Salubritas. Și Iubiți și câinii vagabonzi de la Târgu Neamț. Așa, ca să vă faceți o idee, cam așa arată cele două pagini. Primul material se referă la cererea celor de la Salubritas de a li se da bani mai mulți pe contractul pe care l-au, pentru că fac mai multă treabă. Eu am pus și niște... Domnul Bălănescu, vedeți, iarăși a spus ceva ce mi-a dat. Nu pentru că fac mai multă treabă. Ce se întâmplă? Conform legii, acești câini trebuie să fie ținuți 2 săptămâni. După care, dacă bugetul permite, îi ții în continuare, dacă nu, e eutanasis. Așa spune legea. Din păcate, pe un buget foarte mic și pe o sărăcie cumplită la primărie, câinii sunt ținuți de peste, de când a venit primarul Carabela, n-a fost eutanasia niciun câine. Acești câini mănâncă bani, normal, că și ei trebuie să mănânce, trebuie întreținuți. Iar ceea ce cere Salubritasul, cere o decizie clară, îi eutanasiem sau continuăm să-i ținem cheltuind bani cu care, practic, s-ar putea face foarte multe alte lucruri. Pentru că nu avem nicio implicare directă a societății publice. Facem 10 adopții pe an, dacă îi vrem, dacă vrem să-i protejăm, dacă îi iubim, hai să-i adoptăm. Ați văzut, primarul s-a dus frumos și a adoptat un câine, dar nu poate să-i adopte pe toți. A vrut să dea un exemplu. Bine, el are oricum 4 căței acasă. Și simțea nevoia să crească familia. Dar, repet, haideți să fim mai atenți la ce vrea Salubritasul. Da, eu asta am scris în material, mă scuzați, n-ați citit materialul. N-am citit ziarul, ce spus. Păi de asta zic. Provocarea maximă să-l văd în mâna dumneavoastră și eu să-i intuiesc. Da, exact. Deci domnul Rareș ne-a spus că primăria este compleșită de e-mail-uri de tipul primarul comunist, hitlerist, pardon, care vrea să... Aveți pe cam lucrurile, da. Așa. Și în condițiile în care pentru un câine se dau 9,53 lei și o segeată costă 123 de lei, o segeată de tranquilizare. Și pentru finalul vi-l citez, iar pentru prinderea unui câine se folosesc cam 2-3 segeți, pentru că tradiția arcașilor lui Petru Rareș nu s-a transmis angajaților de la Salubritate. Apropo de Rareș Alexandru. Da, sună foarte profund. Așa. Bun. La Târgu Neamț e altă poveste.
La Târgu Neam se chinuie primăria să creeze un serviciu de vreo 2 ani, 2 ani jumătate, după ce prin instanță niște ONG-uri au atacat faptul că se eutanasiau câinii la Piatra Neamț pe un contract care exista și acum orașul este plin de câini, nimeni nu poate să facă nimic pentru că pe modelul care există și la parking la noi, primăria spune că nu poate să facă nimic, fiind blocată de procese. Mai avem în ziar o pledoarie pentru turismul. Da, nu vă supărați. Știu că, de fapt, amândoi suntem prieteni cu domnul Harpa. Mă rog, mai mult sau mai puțin. Ieri ați spus o chestiune care e valabilă astăzi, la această discuție. Păi nu, dar și acolo trebuia să pună... Poate fi blocată primăria de... Păi am zis și am scris... Poate înființa un serviciu... Zici un nou. De procesare, exact. Dar e valabil la parc. Ba nu, i-am spus... Nu, nu, i-am spus și primarului lucrul acesta, că nu stă în picioare această explicație. Da, deci pledoarie pentru turismul cultural în județul Neamț, o pagină interesantă și după care rubricile tradiționale pe ultima pagină despre un domn, Mihai Cosmin Iațeșan, o comoară universitară din Vânător Neamț, care este și lector universitar la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași. Deci, într-un ziar, o muncă, zic eu, interesantă, cu prezentarea unor subiecte diverse pe care în online ne-ar fi greu să le facem într-o zi. Iată, ne mai hrănim și cu relicve culturale. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Numai bine, la revedere. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi cu domnul dr. Liviu Harbuz. Mâine dimineață vom vedea ce vom mai face. Probabil că așteptăm să vedem ce se întâmplă astăzi prin zonă ca să avem subiecte la zi. Cele bune!